Eu nu cred în Marea Arte, nu cred în dispariția sa. Sigur că există o serie de capcane ale perioadei contemporane. Există comercialul, există, cum să spun, imaginea gratuită, poluarea vizuală excesivă. Cred că este poluarea cea mai imensă, poluarea vizuală în toate direcțiile, atacând specia umană, dar această trăsătură umană va rămâne, sunt foarte convins de treaba asta. Debutul meu a fost, să spunem, ușor pecetat de o mică întâmplare în care am încercat în 71 să expun o lucrare de o factură monumentală, ceramică, care deja, cum să spun, se simțea în aerul artelor plastice românești, un început de curent de ceramică modernă, iar expoziția respectivă, care chiar a coincis cu 75 de ani de la crearea Școlii de Pictură Băi Mărene, a căzut în jurizare și peste 2-3 zile de la jurizare, când mi-am luat lucrarea acasă, secretarul de partid de pe vremea respectivă m-a bătut pe umăr și am spus: băi, tinere, cum să spun, asta nu e ceramică. Ceramica este așa un vas frumos, pictat, așa. Dacă ai văzut tu ceramică populară, alea sunt, asta nu e ceramică, asta nu știu. Mă rog. Aceste ființe care îmi populau nopțile,
în populau momentele de meditație, am încercat să-i prind, să-i vizualizez. Astfel s-a născut această serie de balauri, de animale fantastice, de ființe care nu mă lasă în pace. Sigur că o traducere al acestei teme aș putea să o caut însuși numele meu. Ceasurile mele, care sunt niște obiecte inutile, nu funcționează, refuză să măsoare timpul, sunt dereglate, sunt niște obiecte inutile, dar eventual refac acea dorință al oamenilor de a avea un martor, un ceas vechi, un martor al timpului trecut. Artistul când creează,
este un mic Dumnezeu, fără să-L concureze. Artistul creează o lume, o altă lume decât cea reală, un lucru numai a lui, o lume numai a lui. Dacă se întâmplă că această lume creată de artist să se suprapună cu viziunea sau să se întâlnească cu gândul semenilor săi, atunci ar putea să fie băgat în seamă, ar putea să fie cunoscut. Dar dacă acest lucru nu se întâmplă contemporan cu el, probabil că are șansă să supraviețuiască prin memorie și o altă generație eventual să-i citească gândurile. Totdeauna am încercat să am vâslele în mână, să-mi controlez destinul pe cât am putut.